Deci, pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Mihai, cred că majoritatea mă cunosc în sala asta. Deci, astăzi o să fie o market, dar nu stau market scash. Deci, astăzi o să fie un masterclass. Unde o să vorbesc despre o posibilă cădere a prețului în acest an. Deci, ce cădere anterioare mai cunoașteți? Datorită căderilor lor pe piață, în tot mai care se întâmplă în lume, piața are capacitatea de a oscila în timp, corect? Dacă noi spunem întotdeauna tot creștere, practic am fi toți fără cu baiuri. Dar piața are și posibilitatea de a cădere de foarte mult ori. Cei care acum sunt foarte mulți indici care tot mai mult arată, deci mai mulți indicatori în lume, mai multe argumente sunt pentru faptul că ar trebui să fie o cădere a pieței. Pentru că tot în lume este supraevaluat. Și asta să vorbesc și pe toți, ce este supraevaluat. Astăzi ce s-a întâmplat? Ați văzut? Ce mișcări foarte puternice. Bitcoin, am văzut? Da, aici ce este. Mulți prieteni în prezent că asta este o bură speculativă. Alții sunt de părerea că nu sunt premise că piața se calmă acum, deoarece economia este puternică și are o potență de creștere în continuare. Ce părere voi aveți voi despre asta? Deci se împarte cam o piață două categorii. Acum e bai și stop, așa se împarte aici. Pentru că piața în care o putere magică ar trebui să mai crească, o parte confirmă că piața ar trebui să cadă. Deci, ce părere sunteți voi? Noi tot credem că piața ar trebui să cadă. Și noi mult așteptăm că ar trebui să cadă și nu mai cadă. Și nu mai cadă. Deci, când aproape cade, dar nu mai este loc de a mai crește, da? Știți ce o zis Oran Buffett? Deci, pe Oran Buffett, cred că cunoașteți toți, vreau să nu te-ai ziceți tot. Despre el trebuie să vorbim foarte bun. Deci, Oran Buffett, asta este părintele investițiilor, tot ce e legat tranzacționare și el are și mai mult, are și indice, are și fondul Hathaway care datorită lui a ajuns în prezent la un venit de 245 miliarde de dolari. Dacă să uităm acolo venitul net din 2008, 2007, 2006, cum oscilează, deci el datorită lui a fost toate creșterile astea pe piață. El a avut un citat foarte puternic. Deci eu cred că asta ați reușit să știți. El a fost, deci, are Berkshire Hathaway care din Omaha, Nebraska. Deci a fost în top Forbes, este și cred că o să fie cât atât timp cât o să existe fondul investițional și cât el o să trăiască. Pentru că el gestionează foarte bine profiturile sale în piață. El a zis un citat foarte important la care vreau să mă opresc. Hai aici. El a zis așa. Îți voi spune cum să te îmbogățești. Închide ușile, abține-te atunci când alții sunt lacom și fii lacom atunci când alții se abțin. Cum sună asta? Ok, închide ușile. Ce-au avut în vedere prin asta? Așteaptă. Nu, nu s-a scos nimic. Închide ușile, asta că îmi vine informația foarte... Deci acum e foarte multă informație în momentul. Deci la orice pot informație, fie cădere, fie creștere. Deci noi trebuie să avem capacitatea de a pune o plasă și de a selecta pe informația care cu adevărat influențează piața. Deci ceea ce o să vorbesc eu astăzi. Abține-te atunci când alții sunt lacom și fii lacom atunci când alții se abțin. Cum este lumea în prezent? Lacomă sau se abțin? Lacomă. Este lacomă. Și ca exemplu, ce evenimente lumea a fost care arată în lăgomia oamenilor? 1. Creșterea pe Bitcoin. Deci au ajuns la 50.000, 55.000, 60.000, 65.000 și oamenii cumpărau. Pentru că trebuia să ajungă până la cât? Până la 190.000, 150.000 ceva, deci era un moment de barieră pusă și oamenii au pus cumpere. Deci atunci toți erau la cum. Trebuia să nu să ne abținem. Că tranzacționare te abții, știți când te abții la toată situația asta? Deci abținți atunci când alții sunt lacom și fii lacom atunci când alții se abțin. Nu trebuie să te abții, dar trebuie să te pregătești pentru vânzare. Deci ce zice piața acum în prezent. Tot e pe maxim. GameStop și toate situația astea au fost lăcomit. Deci s-au implicat foarte multe oameni în piață. Deci noi nu trebuie să ne abținem, dar trebuie să ne pregătim chestii cu sell-uri. Sau că ce a făcut eu astea, mai dat încă două sell-uri pe casă. Schidem sell și eu încă sus. El s-a dus. Dar n-am așteptat confirmat, pentru că el este nivel în weekly. Ca să înțelegi piața naturală, e weekly maxim, nu a mai fost așa maxim. Și el stătea acolo sus. Și asta de sus. Și eu zic, nu e confirmare în jos, dar zic, ok, n-ați pierdut intrarea, zic, trebuie să-i dau deodată. Și-i dau său. Și sunt așa leac și zic, faci asta căzătoare, zic, mi-i dau său. Și mi-i dau său. Și faci, pac, și înapoi la asta e. Te-ai iert pe bani, Daniel. Mama, domnul Mihai, trebuie să se iasă. Daniel, vine iarna, ca să n-are cum scadă. Da, dar, ok. Eu sunt pe mediere, adică eu o să aștept când ce o să îl întorc înapoi.
Dacă, ok, m-am ținut aici și am fost mai mult pentru că am văzut că merge în bani, tot merge în bani pe care trebuie să fac corecții, nu pot să alegi în continuu. În cazul meu, în costă, dacă mi-ai dat exemplu, asta ca și cum îi plăti roșiile cu 300 de lei kilogram. Nu cât ați plătești. Satul aici îți dă. El trebuie să cadă. Trebuie să fac corecția asta. Ok. Și fiu acum atunci când alții se abțin. Deci, când totul e destul de trist, da? Fiață, atunci trebuie să fie lacom. Dacă, de exemplu, când sunt cădere foarte puternice, trebuie să fie lacom să cumperi în creștere, corect? Vezi de jos. Când piața e foarte sus, vinți. Pentru că ați faci profit de cădere. Ce preferau pe mai mult? Sărul sau bani? Depinde de instrument, ok. Dar oricum este predomin ceva. De exemplu, mine predomin mai mult acum în perioada asta sărul. Nu știu, deci eu mai mult pe sărul, văd mai mult dintre ele pe sărul și le văd deși corecții. Nu știu, cred că asta nu e corect. Dar le văd deși corecții. Perioade mai mici, dar corecții. H4, dar corecții. Așa. Deci, aici, în prezent, oamenii sunt lacomi. Da. Deci, în prezent, oamenii sunt lacomi. Piața tot crește foarte mult. Și am văzut arată niște anumite indicatori care arată că piața crește foarte mult și arată că acțiunile supraevaluate. O să vă arăt acțiunea diferite companii, o să vă arăt diferite indici, o să vă arăt diferite formule care arată că era ei prea mult oamenii achit pentru anumite companii, ca de exemplu Tesla. Indicele cel ar trebui să aibă un raport normal între 15 și 17. Pricing earnings, dacă ați auzit, raportul dintre preț câștig. Deci ar trebui să vin că 15-17, la Tesla e 1000 și ceva. E 1000 și ceva. Și sunt companii la care acest de indice în general lipsește. Știți din ce cauză? Pentru că multe companii de după pandemie ele sunt minus. Dar, de exemplu, Boeing. Boeing după pandemie, el nu s-a mai stabilit valoarea lui. Vă dăm acolo toți indicii sunt, când scrie el este price earning, ratio, e scris N, mare A. Nu există, pentru că el încă e pe minus. Toate companiile care au căzut de timp și care au căzut în pandemie s-au ridicat și au străbătut noi maxime. Boeing-ul au căzut și au ieșit să ridică fețișor. Deci în calarea puterii de creștere, încă mai am făcut tabelul, că am făcut încă un masterclass, dacă mai țineți minte, nu știu cine a fost, masterclass încă cu acțiuni. Cu Nasdaq și NISE, posibilitățile, dacă mai țineți minte. Și atunci, la sfârșit, am pus un tabel cu mai multe acțiuni și ce procentaj în perioadă de 1-5 ani cum o să crească. Mai țineți minte? Deci majoritatea din aceleași au atins. Profitabilitatea în afară de Boeing. Deci, în Boeing mai are crește. Dacă vorbim de Google, Amazon este pe mult o străbătut. Dar Boeing încă e încă. Încă crește. Încă el nu e și de minus. E acolo bani. Da, pe perioada mea. Așa. Deci, așa un instrument. Uitați, eu știu că ar putea dobiți să ascult toate formulele astea, dar masterclass-ul de astăzi nu o să fie bazat pe strategii. Deci, adică nu o să ofer strategii, nu o să zic că intră pe piață ce e și legat. Deci, masterclass-ul de astăzi o să vorbesc despre capacitatea de a analiza piața. Deci, ca trader, nu totdeauna trebuie să orientez numai pe strategii, deci, din punct de vedere tehnic. Deci, aici implică o parte a analizei fundamentale. Deci, capacitatea de a analiza lucrurile. Și aici sunt anumite instrumente care te ajută să analizați lucrurile, ca câți din voi face analiza fundamentală. Ce vă bazați? Eu te mă notez. Deci, situația proastă, te orientez la notez. Dar atunci, cred că persoanele care tranzacționează pe acțiuni, sau în special cei care investesc în acțiuni, ei se orientează și la anumiți indici. Adică anumiți indicatori care îți arată potența de creștere, că e supra-cumpărat, că e supra-evaluat, adică ceea ce o să învățăm, price to yielding ratio. Deci, raportul preț-câștig. Este raportul pentru evaluarea unei companii care măsoară prețul curent al acțiunii în raport cu câștigul pe care acțiune. Ca de exemplu, ai o acțiune, da? Și tu vezi până la sfârșit de an ce profitabilitate a văduci ea. Păi faci acest raport și acest raport el se calculează. Raporturile pe barele sunt utilizate de investitori și de analiști pentru a determina valoarea relativă a acțiunilor unei companii. Poate fi de asemenea utilizat pentru a compara o companie cu propria sa înregistrare istorică sau pentru a compara piețele agregate între ele sau în timp. Ai indexul din prezent. El îți arată formula cu o anumită valoare. Am multe și faci. Tu ești istoric și vezi care au fost situațiile în trecut. Vezi pentru că au fost, dacă să vorbim de crizele anterioare, ce au fost? Criza pe 2001, în 2000, 2008, cât? 87, 29, 33, corect? Mare depresiune, că se zică și mai mare. Deci 87 atunci au fost în general și mai mari criterii posibile. Și că atât crizele este, ele au avut doar de tine și tot s-au calculat indicatorii ăștia. Ca să înțelegeți, am o perioadă de prezent, îți scriu că am ajuns la
valoarea lui cea mai mare din istorică a acestei formuli, care a fost în 2001, când a fost vederea imobiliară, când a fost criza imobiliară. Stați în tine aici. În 2001, tot ce a fost de oameni. Așa, și acum o să vă arăt pe... Da. La Lucino, ok, nu văd... Ce, când ești condiționerat? Da, aici, aici, nu văd așa puternic. Așa, o să aveți racopii, ca voi memorați ce reprezintă el, după care vă arătați complet, dar de platformă, fiecare ce valoare are. Este asta raportul. Raportul prețul acțiunii unei companii la câștigurile de acțiune. Un raport ridicat. Deci, un volum normal. Nu se schimbă nimic. Nu? Ți-l sufli în suflet. 15, 17. Dacă asta e valoarea normală. Dacă are valoarea de 15-17, deci raportul ăsta e prins în 15-17, înseamnă că acțiunile sunt normale la companie. Nici sunt supraevaluate, nici subevaluate. Dacă sunt mai mici, asta înseamnă depinde de sector. Ofim? De sector, de... Nu. Deci mai citesc, adică depinde, adică dacă sunt clasi tehnologici, majoritatea sunt peste 70, adică acolo sunt cifre de, adică numai ți-i conii, deci sunt peste 70. Sunt altele care sunt mai mici, adică le dezvoltă mai lent. Da, dar depinde independență cu ce perioadă, dar te orientezi de raportul Schiller, trebuie să mai multe rapoarte. La Schiller e tot același raport, numai pe perioadă de 10 ani. Și înțelegi că acolo o să-i facă mult mai mic. El aici diferă. Da, că este din IT corect. Acum iar ați văzut la sfârșit o informație, care a apărut cu 13 date de dimineață, m-am uitat. O zi maximă la urmă. A apărut informația. Ca să înțelegeți în prezent, valoarea tranzacțiilor pe piața bursieră din luna august, care se ocupă o lună liniștită, este cu 211 miliarde mai mare decât în luna august de anul trecut. Nu, asta și-a reașteptat, am trecut și scăderea a fost. Dar raportul și perioada, să facem, care trebuie prezența. Nu, raportul să nu trebuie să calculeze, tu gândești. Nu, da, dar eu tot să calculez pe perioada mai mult. Tu spui că este un anul care este... Da, și le-ți calculează perioada de 10 ani. Asta? Da, asta actual. În orice moment actual, tot poți calcula. Deci, în momentul acesta... Da, și le schimbă, îl modifică. Asta e ca și cum valoarea SP-ului, dar îl modifică în fiecare 5 secunde. Face... Așa. 15 subevaluate, dacă sunt mai mari, supraevaluate. Supraevaluate. Și stați că am... Așa, aici un exemplu, să am deschid. Dacă eu stau aici, pentru că o să trebuiască să mă... Dacă îți vorbim de compania Apple, e 30-21. 30-21 e mult mai mare decât 17. E supraevaluat. Ce ne înseamnă la compania Apple? Un 30? Da. Deci la compania Apple acum ne așteptăm mișcări pe piață. Bine, lumea când iarăși scoate un iPhone. Iarăși aici mișcări. Deja vine constricționează și populația la acest instrument. Mai departe, Amazon. E 60. Ca să înțelegeți, a fost tabelul unei și toate spreadurile. Da? Nu vă mai trasa spreadurile. Aici, în partea asta, aici sunt prețurile. Scrise și vă arăt amuși rapid companii pe care eu sunt așa. Deci, Apple și Amazon, 30, 60, 18, American Express. Deci, acțiunile sunt ok. Mai departe, Boeing, după cum am zis, este în minus, nu pot să-i capăt acest raport. Timp oamenii ăștia nu au profituri, adică Boeing nu reușește din pandemie. Din pandemie nu mai căpăt la profituri. Deci, practic, sunt în minus. Bank of America, ei sunt subevaluați. Adică, da, subevaluați. Mai departe, Caterpillar, astea care cu motoare, diesel și tot așa mai departe, și telefoane și ce mai fac ei, sunt supra. Dar aici sunt ideea care, noi puțin peste 17, nu e așa o scară foarte mare, adică ele sunt supravaluate, dar asta nu influențează foarte mult, adică să iei în considerație foarte mult raportul. Unele ei raport foarte mult în considerație, îi elici, DuPont, e 781, subevaluate, deci se merită, nu este pe perioada lungă. Disney sunt supraevaluate. Vă dați seama, Disney în ultima perioadă ce crește puternic pe piață, e 296. Deci, profitabilitatea care a dus anul ăsta, vă dați seama de ce e o prețață și pandemia cu oamenii și face toate alții mai multe. Adică, era
cerere foarte mare. Dacă stăm mai departe, e băi în general. În prezent e foarte supervaluat. Compania are 4.13 raportul. Facebook-ul... Dar eBay își mai revine mai față de Amazon? Că Amazon, practic, e luat, e mare parte din piață. Dar oricum trebuie să înțelegeți, că oricum asta are o creștere, numai mai lentă. Dar aici se implică principiul lui Graham. Franță, Benjamin Graham. Cel care mă vădă, ne-am mai spus mai multe ori, care mi-a învățat pe ora noastră. El a zicea, cumpără acțiunile nu după preț, dar după valoarea lor. Pentru că poți să aibă un preț foarte mare, dar valoarea e mic. Poți să aibă un preț foarte mic, dar valoarea e foarte mare. Și noi cei ne orientăm să-i cumpărăm, care au preț mic, dar valoare foarte mare. Adică care reprezintă un ajutor puternic. Deci... Noi nu sunt soții de subestimație, ei sunt în minus. Și ce mai fost acum pe General Electric? Nu, n-ați analizat General Electric, o split. Split de 1 la 8. Deci dacă deținea e o acțiune, de la General s-a transformat în 8. Deci a fost split în sus. Deci dacă spui la General Electric, merge pe acasă. Aproape din dreapta și se începe. O să mă lăsa ca și o să vă uitați să vă uitați pe eu. Așa. Compania de care am vorbit data trecută, compania Hewlett Packard, HP, dacă știți cum calculator, corect? Deci eu în asta văd un potențial foarte mare pe viitor. De ce? Ce argumentul aveți? Instruirea, acum aici la calculator, online-urile, campurile, amploare. Companiile mari trec în Zoom-uri și au nevoie ca toți aibă. Mă, nu mi-e dificil de microprocesoare. Mi-e dificil, pentru că noi zicem că suntem o lume foarte computerizată și avem de parte mult, dar e atare dificil. Pentru cererile mari? Pentru că foarte mulți îți folosesc foarte mult bază de date, îți folosesc foarte multe informații cu introdus tot în calculatoare. Că în lumea calculatorului nu reușește să facă fața toate chestia. Cu toate, compania asta văd după indice arată subevaluate. Deci, pentru o perioadă lungă de timp se investește în compania asta, cred că aduce o profitabilitate foarte bună. Numai că nu o să fie saltul ăsta, bum, pe piață, o să fie o creștere constantă în timp. Așa, dacă altcineva de altă părere, adică puteți să interacționăm. Adică ești mai bine, după indiciul este mai bine să cumpărăm acțiuni decât să tranzacționăm. E mai bine să cumpărăm acțiuni decât să tranzacționăm. Tranzacționezi. Oricum, ca să tranzacționezi perioada mai mare, nu prea e convenabil. Dar nici nu dacă să știi convenabil să le cumperi. Pentru că dacă o să-ți facă o creștere, vă arăt și exemplu. De care, ok. Vă arăt exemplu foarte simplu. Exemplu. De exemplu, dacă acțiunea A se tranzacționează la 24 de dolari, și câștigurile pe acțiune pentru cea mai recentă perioadă de 12 luni este de 3 dolari. Atunci acțiunea are un raport de care am vorbit noi, un raport de cât? De 8. 12. Fie 3 primește 8. Da? Astfel, cumpărătorul acțiunii investește 8 dolari pentru fiecare dolar din câștigurile anuale. Adică tu investești 8 dolari, îți faci un dolar câștig anual. Corect? Înseamnă că dacă câștigurile rămân constante, ar trebui 8 ani ca să-ți restabilești profitul. Dacă ai deschis tranzacție, cred că se face într-o perioadă mult mai rapidă. Dacă e situația. Pentru că ar trebui să aștepți foarte mult timp, e foarte greu să restabilezi. Pentru că independență de companie, dacă compania are o creștere mai lentă, e creștere, dar e mai lentă. Ți-a strigat foarte mult timp. Și acum, mulți oameni nu dispun de timp ca să aștepți foarte mult și o să fie o creștere pe piață. Clar, am spus, dar... Da, mulțumesc. Așa. Continuare cu... Așa. Deci, Google iarăși, așa, Hewlett Packard, mai departe. IBM-ul, e ok, Intel, e sub, evaluat, dar oricum e intră aproape în RAM, adică nu ai 12. E aproape de maxime. Deci, ce mai este aici? McDonald's-ul? Nu, aici, în general, sunt ok. Dacă să vorbim 20, Walmart-ul este supraevaluat. Walmart-ul a zis Walmart-ul acum e de maxime. Așa. Poftim? Și Microsoft tot. Și mai departe, deja reacte. Western Union nu atât văd potențial pe viitor. Deci Western Union e destul de stabil, numai pe perioadă mai lungă de timp. Iar ca
care e situația, eu am analizat toate companiile care sunt din majoritatea companiei care au făcut platformă. Și am analizat la toate aceste indici ca să vedem ce rezultate o să aduc eu în timp. Și a doua indici despre care vorbim, asta este acel 10 ani, da? Deci se fac asta și pe 10 ani și de obicei se folosește la indicii bursieri. Și la indicii bursieri, aici o să luăm așa, raportușile. Dacă vreți, vă notați site-urile și acasă, pentru că nu aveți vreodată chef, le analizați. Black Tuesday, deci, și Black Monday, deci, aici e ce? Lunea neagră și aici miercuri neagră. Cred că cunoașteți aceste crize economice, nu? Tuesday vine. Da. Tuesday, e miercuri. Da. Și lunea neagră, deci astea sunt foarte veste crize. Marța la Tuesday. A, ce scuze, marța neagră. Deci, crizele sociale economice, cred că sunt cunoscute de majoritatea, nu? Da, sunt foarte veste de ce sunt crize economice. Ca să ne uităm la indicile, pur și simplu, indicile. Deci aici e perioada care 1929-1933 au fost o creștere foarte mare. Noi aici vorbim despre raportul Shiller pentru indicile SP500. Și aici a fost de cât valoare? De 30. După care a fost boom, cădere. Cădere până la 5 aproape. După care, aici iarăși, la fel, a fost cădere. Aici, e perioada de 2000-2001, care ziceam, la fel, a fost. No, acolo a fost mai multe situații. A fost și imobiliare, dar a fost și situația, dacă au zis, cu bula internetului. Da? Asta tot a fost. Și acolo a fost, dictă, cu valoarea maximă, a fost de 44.19. Și acolo se spunează care este? Și acum e 39.04. La care, la ce valoare s-a făcut în prezentă, spui-o acum. A, nu scrie. 39.04. Când mai vreau de dat crește? A? Când mai vreau, spate mai vreau să dat la ultimul. Când nu trecut maxim. Ok, acum, adică, eu le explic despre situația de o potențială cădere. Dar nu după asta stai în piață și tu stai bye-bye, după asta rămâi. Wow, tu a căzut piața. Știi, într-o zi să faci așa, bum, și rămâi cu tranzacție de pe vârf. Adică întotdeauna de ce? Dar nu e, Mihai, nu e. Dar nu, eu nu-i, adică, eu explic asta. Nu e cum mai are potențialul ăla, poate, poate. Da, dar nu se poate, poți să ai potențial măcar și până aici, poți să-ți fac graficul, dar ideea e care, adică, să știi ca o... Să trebuie să luați în considerare tot ce... Ce-ți vorbești în cursul și mai rămâne și toate astea. În cazul în care, pentru orice eventualitate, dacă prind piața, să nu-i fi luat pe surprindere. De asta se zice. Pentru că acum, de ce am făcut amat efectul septembrie? O mare parte din cel mai mare criză de mâine este cel septembrie. O mare parte. Pe lângă ce așa, așa din 29 tot în septembrie, tot e zona asta toată, nu? Atunci eram un stereotip în perioada și ea. Știți, eu după asta și cred că după asta e lucrat pe piață efectul psihologic. Știți, nici cauză. Erau așa, zice așa din vremea. Cum funcționa? Ideea e în felul următor, că ziceau că stabilesc oamenii profituri în august, stabilesc profiturile, da? Și pleacă la audiență. Și după asta foarte mulți făceau lucrurile astea, adică piața cădea. După care era foarte o perioadă scurtă de timp, era psihologia umană, pentru că tavanul a fost scris de șirea și oamenii toți așteptau în aceeași perioadă, am ușa schiși, am ușa schiși. Și iarăși, când oamenii așteaptă schiși și fac, stabilesc profitul. Când stabilesc profitul, după aceea piața și faci. Care? Și în casa s-a menținut, dar în timp, lucrurile se și lucruri. Cam, oamenii au cuprins lista imunitate. Imunitate și nu mai funcționau așa de. Dar oricum, acum nu e imunitate, nu imunitate, nu e o situație. Deci, indicatorii ăștia arată pe cum este toți. Eu înțeleg să o restabili foarte rapid, dar asta e unicul maxim care o depășește. Restul maximumilor dă-ți în urmă. Pur și simplu scrieți raportul și le-aș fă apare primul site. Și aici selectez. Poțiam? Aici e pur și simplu raportul și le și aici e raportul SP500, dacă vorbim de raportul simplu, da? E 35 și 12. Nu, ok, deci am mai depășește maxim. Da, în rest, restul scădea de piață, așa mai departe. Mama, că acum își urmează cu creditele ipotecare, acolo când vreți spune acolo principiul. Cred că sunteți la curent, nu? Ratele de referință, cum voi vă luat în prezent. Gata, dar mai ești. Da, poate.
foarte multe de smantitative informații, dacă nu era din cifre, nu știu dacă și voi sunteți în aceea, să încheptez pe învăță. Dirigem doar ce-a vrut. A, ok, haideți. Aici am rămas, da? Exemplu a fost. Ok, la sfârșit eu cresc și vă ajut. Deci, la port șire, cresc știi cu perioada de 10 ani. Eu cred să știți informația asta rapid, dar cine îmi dorea să pot să oferă PowerPoint-ul ăsta. Raportul a fost popularizat de profesor Robert Shiller de la Universitatea Yale, din autorul bestsellerului Edge, care a câștigat premiul Nobel pentru științe economice în 2013 și a atras atenția după ce a avertizat că raliul frenetic al bursurilor din zona de la sfârșitul anilor 1990 s-a dovedit a fi un balon. Iar datorită faptul acestor lui indicator, el a prezis o anumită situație pe piață, s-a oferit pe economie și a popularizat. Raportul se măsoară valoarea aplicată în general la indicii de capitaluri largi care utilizează câștiguri reale pe acțiune pe parcursul a 10 ani. Deci e fixă și la așa fort, numai să-i răspândești pe perioadă mai mult de timp. Și ceva și face el acest raport, el ne dezește unele fluctuații puternice din piață. Am luat creditul ipotecar, asta ar fi de a merge. Cam în ultimii 10 ani, cam ce e, care e dobânda? Așa, în mediu undeva e de 3%. Da, asta e. Poftim? Da, asta e. Da, e o medie de 3%. Să fie. E o medie de 3%. Poftim? Situația e care aici mergem cu un principiu simplu, o să fie principiul ăsta de X. Aici o să fie procentul. Și aici o să fie prețul imobilor. Și prețul imobilor e mare. Dar dacă crește, rata asta, aici e scăzută. Dar dacă e crește, dobânda, prețul imobilor scade. Așa, și cam prezent în fapt mintea mea, dacă este cumpere o casă, în valoare de 500 de mii dolari. La o dobândă, de 3% în 30 de ani de zile, se primește că ar trebui să plătești lunar de 2108 dolari. Lunar. Și în total aici o să primească în tăți ani, așa? Trebuia să închizi casa cu 758.887. Am o care idee aici. Nu idee în comisiune, dar idee în altceva. Deci tu ca o persoană, da, fizică, tu ești gata să achizi lunar, deci din suma asta care e aici, asta este suma de bani pe care tu ești gata să o cheltui. Corect, asta și de lume, tu știi că fără suma asta, tu gătorești la bani. Am muncă în omul să duci la bancă și se dă situația asta și cumpără casa, el nu se gândește că el își ia o casă în valoare de jumătate de milioane. El se gândește la situația asta. El pe lună o să iei 2000 de dolari. Am uitat-vă care e situația. În cazul în care rata asta e trebuie să crească. Și atunci o să explic și principiul. În cazul în care asta o să crească, prețul imobil o scadă. Nu știu, ajungem la principiul ăsta de scris, dar cum e aceeași casă? 500.000 de dolari, o să fie deja 6%. Aici o să fie tot perioada de 30 de ani. O să ajungi ca un profit. 1 milion. Aici o să fie total 1.079.191. Dar aici o să fie perioada tu trebuie să plătești pe lună, 2.000. Dacă sunt cifre, dar nu știu, trecem și ajungem la rezultatul care ne interesează pe noi, pentru că nu ceva sunt calculate. Și dacă o să fie 500 de mii de dolari și o să fie pe nu știu, 3%, dar o să fie nouă, de 30 de ani. O să trebuie să fie spre un an de 4.000. 0,23 de dolari. În total, o spuneam că 1.400.000 și 448.000.
deci se dau în prezent, se dau la comisiunile de decenii. Deci noi plătim pe o casă foarte mult. Așa. Deci în prezent îi stau la un rata asta de creditare e foarte mică. Și am mult preț și fac pe piață. Cumpăr imobiliare, pentru că ei îmi cumpără nectar și plătesc. 2000, da? Și acum evident, când este ce faci mari, ce o să fac? Să scadă rata de referință. Că ești cu prima casă. Da. Și că o scadă rata de referință. Rata asta o scadă. Și când o scadă rata asta, ce se întâmplă? Strâmiești tu de ție o casă de valoare foarte mare, care vine în timp o devalorizează. Și mai explici de ce. Tu, dacă ești gata pe lună, îți dai numai 2108 și o să crească la 9%, o să fie tare să-ți cumpere o casă în valoare, de la 6% o să fie tare să-ți cumpere o casă în 359.000 de dolari. Dar dacă o să crească data de preț la 9, o să fie tare să-ți cumpere o casă în valoare de 232.000 de dolari. Cu acești bani. Da, îți plătești 2100. Ca să plătești 2000. Înțelegeți? Cât mai plătești, cât mai ies. Nu, adică îți plătești, dacă tu cumperi casă, o valoare mai mică. O valoare mult mai mare. Nu, pentru că ea e o valoare mult mai mică, dar tu cumperi acum prea mult. Prea mulți bani, dar ca să corect. Și aici ar fi puterea în care principiu? Am o mică, prețul imobililor sunt foarte mari. Ia să oprească și să se mobilească. Și să nu se primească ei cumpărat foarte mult și rămâi după asta, adică eu rămâi cu baia de bărbă. Cam așa sunt. Și aia care e situația în prezent? Cum era la rata de referință pe faptul că dacă rata crește... Dacă rata de referință pe perioadă scurtă de timp crește, nu, rata de referință dacă crește, pe perioadă scurtă de timp se întărește, dar pe perioadă de lung de timp se devalorizează, corect? Da. Dar dacă rata... Asta nu chiar bună pentru dolar. Da? Dacă crește rata de referință... Nu e foarte bun, dar păi și ce? Ce rata? Tot de exemplu ăsta care l-am făcut eu. Nu, eu înțeleg că am prăștie cum și-am mai făcut, dar ideea principală ce arată aici? Inflație în rândul... Imobilul. Deci inflația, nu inflație, e tot simplu, inflație mare. Și dacă vă arăt, nu știu, volumul de bani, este încă un argument în plus. Asta e inflația. Dar cum e inflația mondială, minimă, la locală? Dar mă, și arăt de ce. Știți cât bani s-au prelat în 2020? Mai mult imediat puțin. Nu în valoare, eu vă țin în procent, de exemplu. 20, între 20 și 40, pentru că sunt diferite surse, da? Dintre 20 și 40% din volumul total de dolari din lume. Fiecare doi, știi că doilele s-au... S-au dublat, aproape, da. Da, eu mă arăt grea, ca să rămâneți... Deci cu situația asta e doar ce poți să se întâmple aici. Dacă asta scade, prețul imobililor o să crească foarte mult. Dacă asta crește, prețul imobililor o să scadă foarte mult. Și am spus, ești cumperi prețul. Adică cumperi la lei cu 25.000 de euro. Știți? Criza la lei, doar o lei, a cumpărat 25.000 de euro. Bun. Și o cumpărai, stasă, nici nu o cumpărai fizic. Era că contract pe diferit cu futures-uri. O cumpărai pe anume, nu trebuie să crească. Așa, era bun business. Așa, eu o să șterg asta. Da. Și o să... Dar n-am mai de la scară trebuie să nu mă oprez. Am înțeles că s-a oprit în lecție. Că... Nu, că a crescut prețul, la imobile au scăzut cererea. Nu mai concentrat pe piața noastră interioară, adică nu mi-am făcut o analiză. Mai mult mai concentrez pe piața americană. Ca tare simt să simt legat, noi avem și o rată de diferență, mai ales trebuie ca... Ți-ai ca să întreb, sorry, mă mult, nu-i mult, s-a modificat rata de diferență, am făcut cam o două iarăși. Era 2,65, acum e 3,75, era 3,65, da, 3,65. Deci se modifică destul de des. Dar ideea e care, că noi mereu știm când modifică rata de referință în state sau în Canada sau în oricare alt stat, adică noi în stat, pentru că asta nu ți-a dus și ok, nu, în tranzacțiune nu ți-a dus și profit. Fiți așa, mă ne-a mai mult piața imobililor în state, pe și te trag, prin scris la bani și mă uitam la Chase, e 2,85 acolo și faci o medie, ca să îți faci o statistică, da? Ca să poți să vezi ce o să facă, e inflație, nu inflație,
trebuie să am dolari sau nu, care dolari cu dolari. Dar este când faci amenea, trebuie să merg pe o perioadă mai lungă de timp. Așa, așa îți pornesc și vorbim despre volumul de bani. Deci aici este un stat, istoria ratelor de locuință de peste 660 de ani. Da? Numai aici, dacă explicăm acele plane de locuință în sănătate, noi ne trebuie partea asta, că o stat de la mere 50 ani de zile, da? Și dacă stăm asta de la statul unii de la mere 50 ani de zile, ce m-a luat foarte bine proiectorul, și o să-i dau un zoom, adică o să merg în situația asta. Așa, plec aici. E frumos rata de referință în statul unii de la mere. Noi ce ne interesează aici? Ia că aici o fiecare situație în ultimii 10 ani care a fost situația pe piață și ce rate de experiență a fost și cum i-au oscilat. Noi observăm din analiza, o simplă analiză faci la dreapta. Se observă dacă se faci prin deducții, ce vedem aici? Un trend descendent, nu? Da. Da. Fără să-i faci așa, el se vede marge, nu merg de ori, ești neprincrește. El tot pe partea de jos. Nu se observă că e situația și e pe o zonă de incertitudine cu bază dreaptă în partea de jos. Știți? Trăunghiul care are bază în partea de jos. În zbocnește într-o adicterie. Nu, aici variata de explozie în jos n-are bun. Nu, aici explozie în jos n-are bun. Deci, aici când descrești, trebuie să facă creștere. Și în casa se arată iarăși o modificare a ratei. Nu se poate să țină rata asta până la infinit de jos. Am spus, nu poate să țină. A să o ție, a să o încerci, a să o menții. Nu, a să îi putea trebuie să iasă. Dar foarte mult timp stă deasupra. Și aici este situația. Aici e călătrat. Am încercat să o ridici, după care aici în situația deja a ieșit baida. Aici a fost cine? Partea asta. Barack Obama. Și aici a fost cine? Bush. Bush. Iar cum după altă, dar mai cine mai a fost Carter și cine mai a fost pe la ei. Am avut creșterea asta foarte mare, că au lucrat de referință la câte ani ce maxim. 90 și ceva, pentru că 20 de ani chiar a fost. Deci aici a fost. Și uitați-vă acum în prezent, că este fix pe mine. De asta fiecare rată de referință care e ca bine, este rata de prima americană. Tu zici, rata de referință e 0,25 a fost, 0,25 și așa mai departe. E de ajuns să facă numai o modificare. Care e pasul de scăreles? Cât poți să avea rata de prima americană? 0,25 maxim. Adică tot să facă până la 0,50. Da. Adică e de ajuns să facă o creștere, să o facă influență foarte mare. Dacă discurs ceva care după rata de referință face așa influență, aici o mică modificare la rata de referință și deja e schimbare totală. Adică să facă niște foarte. Așa, mai departe. Și mi-am menționat aici. Volumul de bani printați. Deci e ce am vorbit eu. În macroeconomie este așa, indice stock money. Money. Da? Oferta de bani sau stocul de bani se referă la volumul total de bani deținut de public într-un anumit moment a economiei. Există mai multe modalități de a defini banii, dar măsurile standard includ de obicei moneda în circulație și depozitele la vedere, adică activele ușor accesibile de deponenților din cărțile instituțiilor financiare. Și vă arăt simplu din instituția graficul. Așa. Ce părere aveți despre asta? 2001, cât crize? Comenta 2001, aici au fost crize una după alta. 2000-2001, aici au părit una după alta. Au printat bani? Nu au printat bani, nu au trebuit așa mai printați. Iar că 2020-2021, situația de prezent. Aici s-au printat 40% din volumul dolarilor care au luat. 40%. Uitați-vă și creștere bruscă în piață. Asta așa și duși. Inflație foarte puternică. Deci inflația așa, practic, vin bani din cer. Știți piesa asta lui Mihai Bendea, lui Teatru, bani din cer. Avem că așa bani din cer. Ei n-au nimic în spate. Inflație, puternică. Dacă încă un punct foarte puternic, că e o inflație foarte puternică. Sprintează bani și ei n-au nimic în spate. Dar nu stați tăți așa, că mai avem sălă. Sau stați cu bani, avem sălă în piață. Deci, nu suntem în situația investitorilor, că întâmplă investitorii acolo e problematic. Că investitor, dacă ar cumpe acțiunii prea scump, da? N-ai fost atent și ai cumpărat acțiunii prea scump. După asta e pe derit piață, îți primești, trebuie să aștepți tot creșterea asta la loc și după, de aici, să începe bani și profitul. Sau există a doua situație, dacă mai ai bani. Dacă o crescut până aici, cumperi și mai de jos. Și poți să, până aici, să ajungi într-un echilibru, portofoliul tău. Asta înseamnă, depinde cum îți gestionezi tu capitalul și așa mai departe. Dacă ești un liber. Dacă trei, poftim? Dacă ești un liber, poftim. Dacă ești un liber, poftim. Dacă trei, adică trebuie să fii pregătit în situația, deja se închidează.
semnificanță, adică chiar dacă te orientezi în tranzacții, deci ea cum trebuie să te atingi, nu te atingi, dar trebuie să-ți pregătești depozitul. Dacă intră tranzacții, în perioadă mai scurtă. Da? Nu știu, sunt nevoie persoane care trățând în tranzacție 2 săptămâni, 3 săptămâni, 4 săptămâni. Dar nu este minus care mă aștept să facă. Da? Și le-am profit. Și nu le țin. Sunt soarele în profit și cap. Corect? Da. Așa, acum e foarte bună strategia asta, adică perioada scurtă. Ai deschis, ai închis, ai deschis, ai închis, aduci în cont, în cont, crești depozitul. Pentru că în cazul când vezi că deja s-a schimbat tendința pieței, deja poți să intri în tranzacție ceva mai mult timp. Pentru că cam asta ne arată situația. Adică voi, dar mă zic, să spun și asta și dacă sunteți de acord cu mine sau nu. Așa. Poftim? Așa. Cred că aici vă vedeți niște situații care, poate cum nici cum zi, m-au apărut, informația asta. Deci, analiză de făcută, tranzacții de la bursă vor dobore toate recordurile în acest an, impulsionate din împrumuturi de cu dobândă mică, și așa vorbit, deci am o dobândă foarte mici. Adică chiar așa noi, eu cam vreau să observ, nu, nu. Am o dobândă nu sunt mici, adică la noi, când permiți de crize economice, ce se face? Sunt foarte ușor creditele. Da, și la noi asta se observă acum. Companii și popularitatea în creștere constantă a sectorului IT. Deci și-a spus, de mantra IT-ul aici își face peste, de exemplu, dacă până aici se poate, apoi IT-ul vine mai deasupra. Deci acum IT-ul e la maxim în toate. Tă și tu este graf și Google, dacă tu e în weekly, mai nu stă așa graf. Serios, adică într-o perioadă scurt pe graf stă așa și fix așa IT-ul este toate. E că aia și alte companii ca Amazon și este mai am și corecție. Dar este merg toate în sus. Și nici. Așa. De la început anului până în prezent, valoarea tranzacțiilor pe piața bursieră a fost de 3.900 de miliarde de dolari, de două ori mai mare față de cea înregistrată în același interval din 2020. Numai în luna august, considerată a fi una liniștită, valoarea tranzacțiilor a fost de 500 de miliarde de dolari, cu 211 miliarde mai mult față de august 2020. Ca să înțelegi la faptul, dar des așa m-am dat și aspectat ceea ce nu sunt persoana care se învăță pe rost, da? Și să vin în fața dumneavoastră și să-i spun, pentru că eu am fost, adică, cel puțin în facultate, eu am spus asta, nu am dat-o în prop, mi-am zis să ne învățăm să dovedim capacitatea de a analiza lucrurile. Dar nu și e de a memora lucruri. Adică, nu știu, nu văd în asta un rost, adică pierdere de timp, chiar și pe facultate, când înveți. Să memorez lucruri prin rost, nu sunt acolo situații de trebuie, ca aici, dacă nu faci pe rost. Dar majoritatea cazului trebuie să te înveți să ai capacitate, dacă ai formulă, aplici. Ai situația, tu găsești soluția. Așa că avem datele, ne trebuie mai să ne analizăm. Așa. Numai în luna august, considerate a fi una liniștită, valoarea tranzacțiilor a fost de 500 de miliarde de dolari, cu 211 miliarde mai mult față de august 2020. Aceste creșteri sunt alimentate de împrumuturile cu dobândă mică, de mii de miliarde de dolari, controlate de firmele de capital privat și de competitivitatea dintre companii. În acest trend va fi dobărât recordul stabilit înainte de criza financiară din 2007, de 4.300 de miliarde de dolari. Vedeți cum ajung pe timp. Ajung la maxim în criză, pe doar. Așa, nu, înțeleg, sumele astea se explică și nu e faptul că în efect a fost pandemie, mulți au stat acasă și au cătat alternativi, investiții. Da, se explică, dar pe eu nu am comparat, eu, ok, s-a comparat și cu anul trecut, dar s-a comparat și cu date mai de multe, pe o arată fără spii. S-a comparat cu tot mai din 2008, cu 1990, cu 87, cu 27, adică toți anii din trecut. Eu nu am făcut raportul anul trecut cu anul ăsta, așa, au și mult au crescut, s-au restabilit, dar eu am pus cu rapoartele de anii. Asta nu, și la urmă că situația care cumva și alimentează și aici trăim noi acum. Ok? Așa. Foarte multe dintre cele aproape 40.000 de acorduri înregistrate de la începutul anului au depășit 10 de miliarde de dolari cu un record de tranzacții transfrontaliere între care, nu, aici s-a făcut statistica, amintește, de vânzarea unității de leasing americanilor de la General Electric către rivala irlandeză Aircoca. Sau lupta dintre mai multe firme canadiene pentru achiziția companiei asta, o cunoașteți? Nu, nu compania asta. Ca
Carson City. Este o companie de care face legătura din Stoan și Mexic, are 6700 de mile de cale ferată. De ce sunt toate acele companii astea? Vă dați seama, cale ferată într-un stat, are să face legătura din stat, asta și ce sunt? Cam venile, da? Da, căi comerciale, venile, ele duc în toate direcțiile, la toate organele. Deci dacă ai pus baza pe astea, tu pe canalele astea, tu poți să faci comerț la greu. De asta toate companiile aici se luptă. Așa, și mai era aici ceva. Pe Oscar J.P. Morgan a raportat comisioane de investiții bancare de 3,6 miliarde de dolari, iar cele de la Goldman Sachs au crescut cu o treime. În analiza sectorului IT a fost lider detașat de piața tranzacțiilor, fiind responsabil pentru 21%, adică 82 miliarde de dolari în total. Cea mai mare cotă avută de la începutul anului 2000. 2000 a fost amam mici. Fiecare criză, și cum arată acești indici și cum au fost influențați și ce valoare sunt. Dacă o să dorești, cine dorește, poți rămâi și explic site-ul, poți să uite, adică sunt niște site-uri de data, i-am fost data și toate acestea sunt site-uri internaționale, unde acolo poți să te uiți din când în când și să vezi care e situația indicilor, vezi care e situația dolarului. Pe lângă situația asta care analizează informația asta pe investing, da? Deci că acolo sunt și analiști care fac analizele lor, oricum trebuie să-ți faci analiza ta proprie. Oricum, vezi și tu piața la minute. Adică, de exemplu, de foarte mult ori mă orientez, am mă rug în Canada, care tot e în domeniul tranzacționării, și el analizează piața. Și din când în când el vede, nu vede numai piața în Canada, nu vede numai din prisma autorităților și așa toate investiții, dar vede chiar și în piața reală ce se întâmplă. Pentru că te dați contrazite. Credeți-mă asta, te dați contrazite. De exemplu, investim se spune o anumită situație, dar în viața reală se întâmpla cu tot, diferit, pentru că dați statistici fac erori. Și îmi spunea că, de exemplu, zici că, de exemplu, dolarul se întărește, dar aici în Canada nu arată deloc întărire, deci prețurile cresc, ce fac și ce se întâmplă. Dar anumiți factori care arată că merge de opus. Deci asta trebuie să faci de putere, analiza și individual. Ca și în Republica Moldova. Să faci o analiză singură. Și nu poți face analiză la euro, la USD, faci analiză la graficul, analizate, vă zic așa pe departe. Așa, acum aștept întrebări dacă aveți la 5 ani, adică am vorbit cred foarte rapid. Și de ce părere sunteți voi cu piața? O întrebare, dar... Da, nu l-ai primit. În mare lucrare, încep, vor să se ridice taxe de impozitare. Asta trebuie să se întărească lira? Dacă să fie taxe de impozitare? Da. Da. Adică urmează abia să fie votată. Da, asta e cam lucrează cam ca rata de referință. Da, da, s-a ajutat în dreptul. Mă anunță, nu s-a vizit. GDP-ul a scăzut. GBP, dacă nu mai a fost săptămâna asta trecut, care îți mulțumesc grafic, deci GBP de cap umer, dar cap umer parcă o stată unul și ceva în spate, îl face e ca umăr, e ca capul și e ca umăr. Și pe USDK a fost dublu universal. Deci pe USDK și pe GBP USDK, nu, hai să zicem pe USDK, poate nu s-o mai observa, era mai interesat grafic, nu știu și care în cap și ăla avea 60 puncte, pe GBP USDK avea 76, dacă să fie mai exact. Și acolo era situația clasică, și la una și la alta, tendință ascendentă, cap umer și o străbătută în jos. Asta e situația clasică. La USDK, situație clasică, tendință descendentă, dublu vârf și străbatere în sus. Asta că acum e aplicat Fibonacci. Fibonacci poți să aplici tot și impuls. Dar situația clasică, care e la Fibonacci? Situația clasică. Dacă tendința e descendentă și străbate în sus, aștepți corecția și intră în bani. E ca și la semi. Și dacă tendința îi ascendentă și străbate în jos, aștepți corecția și îți duci în săl. De obicei, corecția la Fibonacci după străbaterea unei tendințe, până la cât? E până la 61,8, nici nu e tot 38.
Deci face pentru limitare de astea, fac sub 45 grade. Și când străbate, ea are nevoie, când se ridică până la nivelul de suport, e fix 61-8 ori de corace. Asta la noi e o tendență în 23 de verificate. Dacă este situație clasică. Și au fost un moment de astea, în figur și au arătat întoarcerea că sunt interiorul ăla. Așa. Alte întrebări? Referitor la ce? Părerea voastră, ce te-a să spus? Cadă, scăuz, casă. Mă gândim după asta, avem o perioadă, gândim după firma, noi lucrează contract cu petrol, s-a dus în țară cu contract cu futures, da? Ne calcum pe acolo petrolul. Petrolul nu a găsit care de cumpărat prețul de mult, când ați așa noi în țară, pentru că nu e perioadă de timp. Pentru că așa ați cumpărat. Și eu mă gândim, ok, hai, petrolul crescut, o crescut și la domnul. Dar a scăzut petrolul, spune mie, da? Pentru că era timp, a trebuit să cază noi. Aha, l-am așteptat, nu a mai scăzut. El, dar când trebuie să cază, l-am crește din nou și iarăși. Nu, dar nu vor, dar sunt și bumbări. După cum e cu două săptămâni în urmă, se vorbe de întărirea dolarului, întărirea dolarului, adică euro-dolar, australian dolar, diferența asta. Și când piața într-o dată s-a întors, adică studii finanțe, cu 150 care 200 de puncte sus. Din cauza asta, Alexandru, trebuie să avem ieșirea nu numai dacă o să ducă în direcția în care noi am prognozat, trebuie să știm unde ieșirea și dacă nu o să ducă în direcția. Una din abilitățile trader. Asta trebuie să existăm. Trebuie să fie una din cele mai puternice abilități a trader, care e de capită pe parcurs sau care are de capacitatea, într-o perioadă, cât mai scurtă de timp, să ia cât mai rapid o decizie. Adică ai fost rapid de strâns, de tăticuță și fapt de circunstanță, trebuie rapid să iei decizia. Dar ați avut toată situația. Ai tranzacția și gata, trebuie amus să iei decizia, că dacă nu, ori rapid, ai închis din poziție, ori ai deschis lacă, tot și faci. Trebuie rapid să te mulțești în situație. După ce... Întrebarea mea era... Da. Cum atunci se vorbea mult, că adică dolarul sunt părere de rece, acum... Se vorbește foarte mult, o scadă. Care sunt factorii care ar putea să menține creșterea în continuare? Adică sunt elemente care acum A, dezvoltarea, deci la indice bursieră și companiile se dezvoltă concret, deși vei stabilire după criză. Și aici asta au în sus. Și încă plus încă oamenii deja ies din toată situația din toată pandemia asta. Deja gata, majoritatea vaccinați. Da, gata, urmată din nou circuitul. Mă gândesc, nu știu, eu nu cred în asta, ok. O menține. Dar la mine în cap aici se bat ceva, e prins. Nu, chiar și chiar nu toate creșteri astea, adică... Am vrut să zic asta, adică banii primați, adică banii, nu știu, sunt în Europa. Situația din Turcia. Nu mai facem, de ce nu era tot s-o devalorizat așa puternic? Atunci a fost, da, știu că odată a fost dat afară președintele băncii din Turcia, nu știu ce. Dar asta, iar Erdogan, în perioada de timp, e foarte mult ce-a făcut. Așa că ați menținut lira turcă și băga bani. Cât poți bagi? Cum nu mai ai? Și când mă bugați gata să o iei, cu izal ce făcut pe asta? Băi, era turc și rapid s-o devalorizat. Deci un dolar mai mult de lira turci. Am început grafic și ăla nu te... Deci, practic, ați văzut că ajunge grafic sus, apășe cu toți să-l tragă, știți? Ați observat asta, da? Dar pe așa mergem la lira turcă. Dacă te iei grafic, dacă se dă în M5 sau în M5, apoi grafic se vede sigur cum îl tragă de jos. Atunci, dumneavoastră, erau bani. Deci, piața la un anumit perioadă de timp e trebuie scadă. Asta e legea economiei pe care ține economia. Valorul se întâmplă, spare și din nou se întâmplă. Tot noi mergem tot în evoluție, dar trebuie corecție. Și cum se primește? Evoluția cu corecție, de fapt, următoarea evoluție de bătrăși pe interioare. Nu poți fi cu evoluție, stai pe loc și așa. Nu, ok. Corecție de asta laterală sunt mai rare, chiar și pe graf și înțeles mai rare. Majoritatea trebuie să ne aducem jos. Asta își zic, mai nu poți să zic la un moment dat, eu tot spun, gata, trebuie de încetat de fabricat bani și apoi spune că e când criza economică nu se întâmplă, dar este nevoie de ea, atunci fac lucruri artificiale ca să se întâmple. Pentru că altfel nu există evoluția. Dacă nu este din punct de vedere ca nu e ceva normal, ca în mod normal nu trebuie să fie criza, da? Dar dacă pentru că arată tot, piața arată că ar trebui să fie criză, atunci se organizează artificial și se face situația asta în piață. Să avem așa de rând de două crize, cred? Dar credeți că asta a fost criză? Nu,
Acum asta e pandemie, asta s-a întâmplat din e ok, e o afectat viața, dar din cauza pandemiei. Dar este criza care se întâmplă de la an la de la an la an, criză care se întâmplă din cauza proceselor economice. Astea sunt alte situații. Nu, asta e de aici. Pandemie, dar tot ce-o pot cumva organizați ca să se echilibreze viața. Vedeși, dacă treci septembrie și nu sunt întâmplă cu mine. E bine, e oare. Mai repet o dată, că las că nu se schimbă. Hai, nu spus, să vindeți, dar să spus cu mâna curs. Dar noi nu vinde, poți să aștept trebuie. Aș fi spus, adică când sunt așa stați, ca să trebuie să muncești, adică să-ți corendezi mai mult pentru depozit. Să ai depozit, ca să-ți oferă posibilitate mai mare. Grație. Dacă așa mă amără, am avut în vedere. Și îți mult orientez la tranzacții, este deschis pe perioada lungi. Sau chiar dacă e deschis pe perioada lungi, și știi că și un stop loss pozitiv pe acolo. Nu știi nici în moment, dar văzut piața, că eu am azi mișcările pe piață, au fost două mișcări generale. Noi nu am zis că obțeles, cum am dat sus, când pui jos. Nu tot trebuie să vedeți, sunt unii în cursul pe piață, e foarte rapid. Și nu vedeți ce se întâmplă, dar chiar așa spui eu, dar vă cunoașteți. Îi trebuie cât? 2, 3, 4 săptămâni să crească. Și faci și bum, și în timp de câteva ore te uiți pe la pământ, că acolo nici nu găsești grafic. Trebuie să așa cu grafic. Eu am avut situații de neia. Asta e ca un fel de, cum zice, simptom, da? Adică că se întâmplă. În octombrie, anul trecut, am deschis niște alături, de am fost în tărica acolo, în tărica acolo, de cartă, de campare, bani, bani. Apoi am ajuns la unui impact, noi nu am chestii de tranzacții, cu câteva săptămâni nu am chestii de tranzacții. Apoi am ajuns în perioada la câteva săptămâni, urmă că dădeam în dăie, ca să pot fi vrea să văd baia de sus, ca să înțelegi. Iar oricum s-a întors casa înapoi, iar cum s-a restabilit, mai este în tranzacții și compensări. Dar ideea e clar, trebuie să dau un trebuie să văd bani. Așa și la asta n-a să-mi stați, dați-mi un wiki explicat al discuției. Că îl dați-mi un maxim o vieți din wiki. Da, da, zici și-am jos. Zici și-am jos? Atingerea scopului la cel mai scurt timp, fiți atenți la piață, e o veră posibilitate, dar trebuie să fiți atenți. Deci, întotdeauna trebuie să fii calculat în piață, nu prea calculat, dar trebuie să fii calculat, nu uiți de... Nu uitați de niște mai nimeni. Nu uitați de asta. Eu știu că poate ți-e multe trende care lucrez, cred că știu că eu am tapat foarte mult, dar niște mai nimeni și trebuie de spectacol. Și totuși o întrebare. Da. Din toate datele care au analizat pentru luna septembrie plus minus cam la ce stragi mai atenție? Știți mai atenție? La ce stragi mai atenție? La piață. La credință. Da. Asta, în primul rând, indicii bursieri. Indicii. Asta e o parte, deși în primul rând. În bursa asta și la acțiune. Dar dacă îți urmăriți spre domnul ăla la spie, apoi știți liniștiți cum ați vrea spre asta. Îi spre atât la lotul. Să vă și asta e unii fiecare. Când mergeți zilnice și șufează de capital. Dar și să rog, nu vreau să cumăriți ceva la spie. Nu vreau să fie, nu vreau să mă lumeați. Valoarea indicilor bursieri, ei crescut foarte mult. Noi întrebăm de pe Leron de ce-l măriți spre asta. Asta și vă explic. Pentru că mărește și mai sus. Și atunci pe Leron, doar el. Pe Leron cum obțin toate astea? Și acum obțetăm. Era 250, acum cât? 400? Nu, ideea n-a asta. Ideea e care, în tranzacție, e cu un lot al unui. Nu poți cu 0,1. Nu poți cu 0,1 de tranzacție. A, nu poți cu ESP. Poți, ESP, dar cu un lot. Un lot. Da. La spread-ul? Spread-ul e valoarea ESP-ului. Nu spread-ul. Marja e valoarea ESP-ului. Dar spread-ul
240, dar mai 400. Eu azi am deschis pe un cont Zemuș, era 250. Este că am pus în grup, este. 400 400? Da, mă. Dar eu cred că 400 pentru OSP asta nu susține. De ce? Asta se afectează numai la scalpel. La scalpel pentru că ține treaba acolo. Era 120 în general, să fie și că se fie piată rapid. Am un 400 și primesc că mai mult tranzacții care merg pe rad, mai rău în timp. La 400 de puncte, pentru că scrie asta e... Da, și lucrează cu sancțiune. Scalpel, da, e afectat. Atunci... Așa că să treci pe rog? Nu pe rog. Apare pe rog acum oferă că ascultați foarte bun. Deci ascult bine în ele. Din păcate, numai pe rog. Cred că știi bine și pe rog. Nu văd altfel. Vă mi-am dat seama și pe rog asta. Ați înțeles? Nu. Mulțumim. Câteva detalii, nu mai dau, te-ai făcut o fotografie, hop, și te-ai uitat. Și ți-ai făcut o concluzie. Te-ai uitat pe investing, iar îți faci o concluzie. Oarbă, ce faci? Găsești o medie la toate informația care e primită. Deci, ascult câte, dar faci și știi. Iar așa, ascultă și e pe joc, dar faci și ești știi. Te-ai gătit și în tranzacție, când ai tranzacții active, da? Vezi o analiză. La o anumită tranzacție. Dar oricum tu trebuie să întreprinzi acele acțiuni care îți facilitează, care îți ajută situația tranzacționare pe care le ții. Pentru că e ca de multe ori că ai de hazbă, nu e ca de lacă, da? Și mă și trebuie între ea ca să nu întâlnești așa situația. Ai lacă, imparțial, adică incom nu e echilibrat. Care era tendința? Să-l echilibreze. Eu încep putea să fac mișcări și am avut ideea ca să mai adaug și o tranzacție. Aveți, de exemplu, banii era cu 0,6, pare mi se, și să cu 0,5. Și când am văzut că a ajuns lângă bani, au zis că ia să mai deschidă în concert și vă făceați de ceva. Nu, asta e cel mai mare greșeală. Dacă a ajuns bani, închide o parte din bani, dar aș vezi că e nevel sau să respingi, închide din bani și lasă-l echilibrat, dar în volume mai mici. O ajuns în jos, închide iarăși. Trebuie să că n-ai larg, deci ai așa situație. Pe ați nu adăugați în poziție. Asta ca și cum e ca tu duci în spate ceva greu și mai bun ceva în spate și mai da. Încă și mai greu să duci ușor. De asta când aveți situații de asta trebuie să scăpi. Într-adevăr, scăpi de poziție, scăpi de poziție. Chiar dacă chiar și dacă minus mic, scapă de poziția aceea. Pentru că e cum, independent cum o să oscileze, poți să-ți facă minus mai mare sau probleme mai mari în cort. Dar dacă ai posibilitatea, scapă de poziție. După aceea găsești între mai bun. Dar tu trebuie să scăpi de poziție care ai făcut rău, nu la timp. Asta e tot ca așa o paranteză. Aș urez seara plăcută și... Da.